Am revenit în studioul Iași TV Live. Alături de mine se află Ștefana Bănică, coordonator local în cadrul programului Ajungem Mari, și Adriana Nițică, voluntar în cadrul aceluiași program, aceleiași asociații Lindenfeld. Da. Discutam despre modul în care voluntarii pot ajuta la dezvoltarea copiilor din centrele de plasament și modul în care voluntarii reușesc să comunice și să îi ajute pe acești copii. Cum sunt ajutați voluntarii în cadrul acestui program? Adică cum se ajută ei pe ei, dacă îi ajută acest program? Îi ajută foarte mult și chiar suntem răsplătiți. Pe lângă zâmbete, bucurie, fericire, eu am reușit să mă deschid foarte mult pe partea asta. Sunt mai comunicativă cu copiii, în special, pentru că dacă Ștefana și-a dorit să intre de mai mult timp într-un program de voluntariat, la mine nu a fost cazul. La mine a fost... nu știu, o idee așa dată de un prieten care era înscris în program și mi-a explicat cum sunt lucrurile, ce face, și am zis că ok, hai să încerc. Și chiar a fost o idee mai mult decât bună. Sunt fericită de alegerea pe care am făcut-o și am fost la înscriere chiar cu Ștefana, acum 2 ani și jumătate aproape, de când suntem în program. E o constantă dăruire așa de emoții când mergi la centru. Zilele de regulă sunt petrecute în ciuda mediului și în ciuda traumei, cu multe zâmbete. Pe locuri mai sunt și momente de, nu știu, poate tristețe, dar majoritatea zilelor chiar sunt cu multe zâmbete și bucurie. Da. Și ne încărcăm așa cu energie când mergem acolo. Copiii știu că mai participă la fel și fel de activități, ieșiri din centru, adică se poate și așa, nu doar acolo să stea închiși. Da, da, activitatea săptămânală este activitatea principală a voluntarilor, face parte din proiectul Dă-ți pasnea mai departe, iar pe lângă vizitele săptămânale organizăm și ieșiri din centru peste tot, adică în Iași avem multe evenimente și putem organiza multe ieșiri, mergem la teatru, la film, la cățărat, avem voluntari care fac drumeții prin pădure, care le plac foarte mult copiilor, nu știu, la strand acum că e vară, oarecum. Da. Copiii cum răspund la aceste activități? Sunt încântați? Sunt foarte încântați, mai ales când trebuie să plece din centru și știu că trebuie să iasă undeva. Când mergem la centru, sunt deja adunați acolo și cu mare entuziasm, da, vor să meargă. E nevoie de mai mulți voluntari într-o astfel de activitate? Depinde de activitate. Mersul la teatru sau la film și de numărul de copii. Mersul la teatru și la film, de regulă, nu știu, un voluntar maxim 2. Da, când suntem însoțiți și de educatori, da. Maxim 2, cred. În schimb, ieșirile, cum ar fi drumețiile în pădure, acum vreo 3 săptămâni cred că am ieșit cu un număr de 13 copii, am fost 4 voluntari. Pentru că necesită o mai mare atenție și... E o răspundere. E o răspundere mult mai mare, da. Da. Dar învățăm pe partea asta și să aibă grijă de natură. Avem 2 voluntari care se ocupă de aceste ieșiri și le mulțumim frumos pentru tot efortul pe care îl depun, Adriana și Matei. Și da, ieșim destul de mult cu ei. Da. Unde le place mai mult, la teatru, la film, în pădure? Uite că nu i-am întrebat niciodată, dar nu știu, cred că au gustat toate ieșirile, indiferent de natura lor. Atâta vreme cât îi scoți din centru, sunt foarte bucuroși. Da, i-am văzut, recunosc că am văzut fotografii în care aveau ochelari, erau la film 3D. Da, da, da. Cred da. Că acolo era mai multă energie, așa. Da, mai ales la animații, exact. Sunt foarte entuziasmați. Da. În centru au posibilitatea să facă activități mai complexe, mai, eu știu, au materiale didactice cu care să lucreze voluntarii. Există și materiale, da, unele sunt de la centru, unele sunt achiziționate chiar de asociație. Începând de la, nu știu, creane colorate, foi, am dus de curând un laptop pe care l-a donat o colegă. Am înțeles că acum o să facem și o seară de film în centru. Deci ne putem adapta destul exact. De ușor, da. Da. Și se poate, adică dacă nu sunt la centru, găsim printre noi, dăm un apel pe grupurile noastre și lucrurile... Știu că e important să nu fie oferite cadouri, de ce? Nu.
Pentru că, de regulă, copilul trebuie stimulat să învețe de plăcere și dacă le-am oferit cadouri, ar fi doar pentru acel cadou, nu l-am interesat procesul de învățare. Și atunci, da, ni s-a spus de la început, partea asta de donații, cadouri, bani și așa, să nu le ducem în centru. E și justificat. De asemenea, nu vrem să creăm senzația că noi venim acolo ca să le oferim obiecte, ci noi venim acolo ca să le oferim din timpul nostru susținere și afecțiune, cum am spus la început. Asta e rolul nostru până la urmă. Sunt copii care, după ce au ieșit din centru, că li s-a terminat, eu știu, fie că au atins vârsta la care trebuia, fie că și-au terminat studiile, sunt copii care au reușit să facă ceva, un pas mai mare în viață, după ceea ce ați reușit să lucrați cu ei? Noi suntem de puțin timp în centru, adică nu i-am prins. Da. Generații. Da, la început oricum am lucrat cu copii mici. Uh-huh. Acum, cel puțin, am început de vreun an de zile să interacționăm și cu adolescenți, care o parte din ei vor pleca din centru la un moment dat. Dar avem un exemplu acum de curând, la un centru de plasament, o fetiță care a intrat la facultate și probabil că va mai rămâne, din câte știu, ori nu știu dacă fix în același centru, dar în sistem, pentru că îi se oferă partea asta de cazare și așa, și urmează acum o facultate, începe din octombrie. Adică li se oferă o șansă reală? Da, da, da. Da, pentru că ține și de ei cât se pregătesc și pe alocuri și de cât pot face voluntarii pentru ei. Avem voluntari care chiar fac pregătire cu copiii pentru examene și atâta vreme cât există implicare din ambele părți și dacă mai e și ajutorul și sprijinul unor educatori din centru, lucrurile tind să meargă. Da. Dar trebuie foarte multă implicare din toate părțile. Tocmai am povestit așa că sunt copii cu traume, că au diverse probleme medicale sau nu, dar activitatea în sine este frumoasă și să nu se sperie nimeni. Nu se sperie, nu. Doar să fie totuși responsabili în momentul în care și-au luat acest angajament, să știe că și le-au pentru cel puțin 8 luni de zile, pentru un modul. Dar activitatea e frumoasă, plus că orice voluntar nou are sprijinul celorlalți voluntari, adică nu s-a pus problema în cazul în care ai nevoie de ajutor să nu fii consiliat sau să nu obții ajutor. Tot timpul va fi cineva care îți va sări în ajutor, chiar din timpul său liber. Am avut colegi care pentru anumite activități și-au luat liber de la serviciu și-au dus copiii, nu știu, la diverse activități sau la medic sau... Pentru că iarăși intervine lipsa de personal de la centru care nu acoperă toate nevoile. Da. Și partea de consiliere pentru părăsirea centrului atunci când va veni momentul lipsește. Da. Cumva, mai lipsește pe locuri din sistem, de asta încercăm pe locuri să mai suplinim și noi cât reușim să facem lucrul ăsta. Prin ateliere, chiar știu că și Ștefan acum face un atelier de partea de sănătate sau... Da, educație pentru sănătate și educație sexuală și se fac tot felul de cursuri prin care încercăm chiar și pentru cei mai mici să-i obișnuim cu viața din afara centrului și toate oportunitățile pe care le au după ce vor părăsi centrul. De asemenea, încercăm să facem și vizite de orientare profesională, prin care, la fel, pentru adolescenți, încercăm să le oferim cât mai multe exemple de meserii care există și de ce nu să-și descopere și ei pasiunile și ce ar putea să facă mai departe. Ei știu ce înseamnă o pasiune? Da, o parte din ei știu și chiar au pasiuni diverse. O parte din ei trebuie să ajutați să-și descopere propriile pasiuni. E greu? Depinde de voluntar și de copil, da. Da. Ce alte, eu știu, ce meserii de fapt au acești voluntari? Și ce vârste? Este o medie de vârstă? Adică limită superioară nu avem. Uh-huh. Adică... Nu, cei care sunt acum, eu știu, da, cam sunt, ce vârste au? Păi, nu știu dacă de 16 sunt, dar de la 17 ani. Cum a fost Ștefana, de 16 ani. Da. Și sunt și pensionari, adică avem și salariați care sunt din toate domeniile. Sunt o varietate de oameni și foarte bine, pentru că copiii reușesc să cunoască foarte mulți oameni și foarte multe, nu știu, păreri și multe aspecte ale vieții prin intermediul voluntarilor. E nevoie de mulți voluntari? Da. Este nevoie de cât mai mulți voluntari.
Și ar fi ideal să avem un voluntar la fiecare copil, ca să putem lucra pe îndelete cu fiecare copil și specific pe nevoile acelui copil. Câți copii sunt? Păi, pe Iași știu că în jur de 150. Da. Care participă și sunt sprijiniți prin intermediul. Și sunt cam 100 de voluntari? Da, puțin peste 100. Dar nu toți vor continua în modul următor, așa că avem nevoie de forțe proaspete. Și se fac înscrieri acum. Se fac înscrieri acum, da, până pe 20 august. Deci dacă să vreți, vă puteți înscrie online. Un modul de 8 luni care oferă ajutor copiilor și dezvoltare poate personală voluntarilor. Da, și bucurie voluntarilor, da. Da. Cum ai reușit să-i atrageți pe voluntari, în afară de, eu știu, campaniile de pe Facebook? Păi așa. Da. Venim și facem apel la televiziuni. La radio am mai avut, la ultima campanie s-au mai implicat și persoane publice, tot așa, ba pe Facebook, ba la TV, și cam astea sunt modalitățile. Da, și cred că de la voluntarii pe vechi, care... de socializare. Pe recomandări. Și da. Pe recomandări, pentru că voluntarii vorbesc despre experiența ajunge mari și unii chiar vor să încerce. Știu că ați participat și la Swimathon, un proiect de strângere de fonduri. Cred că și acolo s-a popularizat acest proiect. Care a fost feedback-ul acolo? A fost unul bun, a reușit să strângem destul de multe fonduri, să ne depășim obiectivul și chiar a fost o experiență foarte frumoasă, că am reușit să facem așa o echipă și notatorii au fost foarte drăguți și susținătorii din ziua evenimentului și ne dorim să participăm și la anul. Da. Ce urmează? Adică, înțeleg, se fac înscrieri, dar totuși trebuie să reușiți să mai atrageți, eu știu, poate trebuie bani, lucrați și la o altă latură acestui proiect, eu știu. Da, că tot vorbeam de lipsa timpului pe care psihologii îl au și pe care ar trebui să-l ofere copiilor. Mai avem proiecte pe partea asta de strângere de fonduri sau de donații și am dorit să contactăm un coordonator regional pe zona de Iași, Botoșani, Neamț și Suceava, care să fie de permanență, pentru că la momentul respectiv coordonatorii de pe regiunea Moldovei sunt tot voluntari și fac lucrul ăsta în timpul liber și timpul este limitat uneori. Pe lângă coordonator dorim să atragem și psihologi care să ofere efectiv consiliere copiilor, celor care au mai multă nevoie, și ședințe de coaching, și la fel ședințe de câte un copil pentru, nu știu, vindecare de traumă sau măcar încercarea. Iar dacă cei care nu au timp să se înscrie în proiect sau poate nu au disponibilitate, pot să ne ajute. Avem chiar pe site secțiunea Donează și pot dona fie prin transfer bancar, fie prin intermediul unui card bancar. Pot să doneze lunar sau pot să doneze o singură dată. Mai sunt formularele pe care le-am strâns noi, 230, prin care s-a donat 2% din impozitul pe venit. Iar pentru firmele mai mari pot să direcționeze 20% din impozitul pe profit. Acolo, practic, ei nu ar trebui să doneze nimic, ci doar direcționează acei 20% pe care ar trebui să-i dea statului. Adică nu plătesc ei în plus. Exact, nu plătesc nimic și donează către, îi direcționează către asociație. Unde sunt cele mai mari probleme cu voluntarii? Chiar dacă voi sunteți din Iași, poate știți în țară, unde nu prea vin voluntari? Sincer, nu prea știu, dar într-adevăr sunt județe în care este mai mare nevoie. Dar nu aș ști să-ți spun exact care. Din păcate nu avem la fel de mulți oameni doritori ca la Iași și se mai prelungesc înscrierile ulterior dacă nu se adună numărul necesar. Pentru că trebuie să fie un minim de 30 de voluntari. Da, pentru organizarea trainingului. Da, am înțeles. Unul dintre centre e Maternus. Da. Care înseamnă mame cu copii. Copii cu copii, da. Sau copii mici, da, cu copii mai mari care sunt mame. Unele dintre mămici, da, sunt foarte tinere. Acolo cum se desfășoară programul acesta?
Pare mai sensibil așa din... Da, noi nu am mers la maternus, dar avem colege care fac lucrul acesta. Se lucrează, adică trebuie să știe cei care se înscriu în program și care doresc să meargă la maternus, faptul că acolo vor lucra atât cu mămicile, cât și cu cei mici. Adică cei mici începând de la bebeluși, nou-născuți, și ca și limite de vârstă, nu știu, cred că 4 ani, 6 ani. 6 ani, pe da. Acolo. Și trebuie să se împartă, pentru că e mai greu de făcut lecții acolo, pentru că cei mici sunt destul de activi. Da, și nu toate mămicile merg la școală. Da. Uh-huh. O parte... De fapt, le și susțineți să urmeze niște cursuri. Da, se încearcă lucrul ăsta, pe cât posibil să rămână în școală. Și din câte mai știu de la colege, mai merg, mai fac și orele de canto, avem o colegă care cântă la chitară și la voce și mai merge și mai stă și copiii și cu mămicile. Le consiliază pe cât posibil, le îndrumă și le sfătuiesc să rămână în școală și să nu abandoneze. Este dificil cu un copil mic, la vârsta lor. Fără alt sprijin. Fără alt sprijin. O parte mai iau, dar o parte nu-l mai găsesc acasă și de regulă acei copii sunt dați către adopție, o parte din ei, deci nu rămân toți la mămici. E indicat ca voluntarul să fie părinte? Nu. 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 Adică chiar... se pot descurca? Da. 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 Se pot descurca. Atâta vreme cât există dorință și dăruire, te poți descurca. Inclusiv acolo. Uh-huh. Se fac și petreceri, am înțeles. Au zile de naștere, sunt sărbătoriți. Da, chiar avem o colegă care a reușit să obțină un parteneriat cu o firmă din Iași și lunar, la centru unde mergem noi, sunt sărbătoriți copiii din luna curentă și li se duc torturi, dulciuri, sucuri și se ține așa o mică petrecere și se serbează ziua lor, care de regulă nu prea are loc. Da. Sunt și, eu știu, limitări în activitate, poate că din cauza deficienților unor copii sau sunteți înștiințați de către personal de problemele unui copil sau ale altuia? Când sunt lucruri importante care trebuie știute și de noi, da, dar de regulă nu avem acces la, nu știu, trecutul lor sau la... păsarele lor. Da, nu avem acces. Dar atunci când e o chestie medicală pe care trebuie să o respectăm în activitățile noastre, suntem... Ok, una foarte importantă și cu siguranță e notificată. Uh-huh, uh-huh. Ați simțit în decursul celor 2 ani, poate ați cunoscut un copil sau doi, atunci este și acum instituționalizat și l-ați văzut dacă a evoluat și cum a evoluat? Da. Avem mai mulți copii. Dar cred că toți pe care i-am cunoscut și încă mai îi mai știm, adică sunt încă în centru, cred că toți au evoluat și am descoperit schimbări la ei. Îi prindem în perioada aia de creștere și se observă schimbări de la an la an. Avem copii care erau atât de mici când am intrat noi acum 2 ani și jumătate și acum știu să citească sau și e o mare bucurie așa când mergi la centru și îți scot cărțile de povești și nu știi din care să citești. Ei simt că ați contribuit la dezvoltarea lor, la educația lor? Unii ne mai mulțumesc când mai mergem acolo. Chiar la un moment dat am ieșit cu o parte dintre copii și la sfârșitul activității au primit, în schimb, că așa era de natură activitatea, niște dulciuri și nici nu am apucat să plecăm, că unul dintre copii a fost desemnat să ne dea și nouă niște dulciuri din dulciurile lor și mi s-a părut mare lucru așa. Ca o recompensă. Da. Dar vă spun așa în mod direct, eu știu, obișnuie să spună că noroc că ești aici sau... Chiar ieri am fost la centru și în mod surprinzător am abordat un copil care m-a întrebat când mai vin la centru ca să lucrăm la matematică. Adică conștient de ajutor. E conștient de ajutor și că are nevoie de ajutor, că am înțeles că o să aibă niște corijențe de dat sau... Da, cred că, nu știu, mulțumirea sau așa stă și în întrebarea asta, când mai vii? Da. Sau când ne mai vedem sau ce facem data viitoare, atunci îți dai seama că te așteaptă acolo. Da, te așteaptă. Adică ei te așteaptă săptămână de săptămână și nu uită. Nu uită. De asta și rugăm pe cei care doresc să se înscrie, să se înscrie măcar pentru 8 luni de zile. Da, chiar ei țin minte când lipsesc și data următoare când vii. Foarte, foarte. Da, de cine ai fost?
încerci tu să explici acolo, dar da. Ești parțial iertat. Dacă vreți să le transmiteți un mesaj celor care ne privesc și poate vor să vi se alăture. Dacă vreți să veniți alături de noi, noi vă așteptăm cu mare drag. Vă puteți înscrie până pe 20 august. O să primiți în schimb foarte multă bucurie de la copii și nu numai. Niște lecții de viață care, pe care probabil nu l-ați primit dintr-un alt mediu sau de la alți copii. Și, nu știu, vă transformă viața și într-un mod pozitiv o face. Vă așteptăm alături de noi. Și să vină cu inima deschisă, să nu le fie frică, pentru că, nu știu, cred că oricine care își dorește cu adevărat să îi ajute poate face asta și va clădi o relație frumoasă de prietenie cu copiii. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate poveștile pe care ne le-ați adus și vă aștept și cu altă ocazie. Mulțumim și noi! Sunt Andreea Luca, vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem săptămâna viitoare!